Vă salut! Suntem în gara din Veneția. Tocmai ce am ajuns aici la acest panou. Ne uităm să vedem pe ce linie va sosi trenul nostru. Au câteva linii de tren și aici afară, dar au și în interior. Și practic, acum mergem la un KFC, că în interior, în afară de un magazin de ăsta cu sandvișuri, n-am găsit absolut nimic. Numai aparate pentru bilete și magazine de astea pentru haine, lucruri de gen. Băi, suntem la Mac, nu la Mac, suntem la KFC și vreau să vă arăt așa prețurile. Sper că se vede până sunt acolo. Sunt destul de mare, așa, acum rămâne de văzut că noi ne-am luat mai multe chestii, dintre care și popcorn chicken. Rămâne de văzut cu papii. Și revenim din tren, pentru că avem un tren de noapte și va sosi cam în 30 de minute, cam așa, și va trebui să căutăm și linia, în fine, o să fie foarte mișto. Tocmai ce s-a anunțat trenul, este la linia 8, nu de să ajungem și noi. Tocmai ce am ajuns. Asta este vagonul nostru. Cred că avem compartimente, ce mai probabil. E cam îngustit aici. Aoleu, și noi avem cum în spate de tot. 31, aici avem. Cam așa se prezintă un vagon. Cu măsuță, cu tot ce trebuie, scaunele, loc pentru bagaje, aici mai multe sunet, lumină, căldură, prize, coș de gunoi, măsuță. Cam așa se desfășoară și o răcină în tren, un fel de la KFC, iar aici am cartofi, niște chestii de pui în sos și pâine. Și asta este trenul, adică compartimentul. Băi, haide să vă arăt baia. Chiar sunt curios și eu cum arată baia din acest tren. Deci, așa se prezintă. Ia să vedem cum funcționează. Merge și apa. Deci arată, deci când avem voie să bem. Asta cred că ceva ce fac. Nu nu știu ce e asta, este petasă, este pe pomână, nu știu, aparat, nu știu ce. Avem hârtie igienică, e destul de curat. Cam asta am vrut să vă arăt aici la baie. Bună dimineața, tocmai ce am ajuns din nou în Viena. A avut 26 de minute trenul în întârziere. Tocmai cine am dat jos era să uit să mă dau jos, că a ajuns prea repede. Iar acum vom merge spre cazare.